Este o regulă pe care o pot impune șoferilor, chiar șefilor, în condițiile în care nu poți pune un polițist în fiecare autobuz. Această regulă este una inadmisibilă din cauza faptului că masca poate avea mai mulți microbi decât aerul expirat într-un spațiu din mijloacele de transport în comun. Nu știu, mi se pare cam abuziv așa, că totuși în aer liber și văd în alte părți e mai multă libertate. Nu știu ce să spun. Eu port mască, e normal să poarte mască, să se gândească la ei, să se gândească și la cei din jurul lor. Eu port mască pentru că sunt în vârstă și mă apăr pe mine, în primul rând. Mehedințenii sunt complet dezamăgiți de aceste reguli, deoarece s-au lungit foarte mult cu această pandemie care pare că încă nu a luat sfârșit. Nu ar mai fi cazul, zic eu. Asta s-a prelungit prea mult cu boala asta. Nu știu dacă e chiar așa, cum se spune, dar de fost a fost ceva. Dar se prelungește prea mult și aici nu știu ce interese sunt, că sunt ceva interese, nu degeaba se face. Nu poți avea un polițist la fiecare colț de stradă, nu poți avea un polițist care să-l păzească pe fiecare. Este responsabilitatea noastră, trebuie să fim responsabili, a subliniat Raed Arafat.